Un zgomot puternic s-a auzit sâmbătă în mai multe localități. Ca de fiecare dată, cu explicații vine conferențiar universitar dr. Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică. Bună seara! Bună seara! Domnule profesor, despre ce este vorba? Sâmbătă la ora 13:15 avem un eveniment de acesta cumva neobișnuit, un zgomot foarte puternic. S-a înregistrat în zona de sud a Iașului și de asemenea au fost înregistrate niște corpuri care au căzut pe acoperișul unei case și apoi prin ricoșeu au ajuns pe sol. Aceste corpuri au fost prelevate de un cetățean din localitatea Ipatele și mi-au fost descrise evenimentele așa cum le-a perceput dânsul, în sensul că mai întâi a perceput un zgomot puternic pe casă și apoi, după vreo 2 secunde, s-a înregistrat și acest zgomot din aer, perceput de foarte multe persoane din Iași, de asemenea din Bacău, din Neamț, din zona Vaslui. Deci pe o rază foarte mare. Cele două evenimente par că sunt corelate. Eu am recuperat cele două fragmente potențiale care sunt legate de acest zgomot, le voi analiza ca să certific, să confirm sau să infir dacă ele provin de la un corp căzut în atmosferă care s-a descompus și să aduc argumentele necesare. În ceea ce privește zgomotul pe care l-am auzit, este asemănător cu cel din vara trecută de pe 9 iulie? Da, eu așa l-am perceput, eram la Bacău în acel sâmbătă, la acea oră, și eu l-am perceput în mod asemănător cu cel de pe 9 iulie de anul trecut. Atunci a fost vorba despre un meteorit, dacă mi-amintesc foarte bine. Așa este. Așa este. Cât de periculos este un astfel de fenomen? Sigur, orice corp ce ajunge în atmosferă și se fragmentează, aceste fragmente au energii mari și pot aduce prejudicii. Din fericire nu sunt atât de multe și nu s-au înregistrat până acum avarii sau să spunem să afecteze sănătatea oamenilor, dar probabil că ar fi foarte bine dacă am dispune de echipamente pentru a prevedea măcar cu câteva minute înainte eventuale corpuri care pătrund în atmosferă și, să spunem, am putea să estimăm traiectoria și eventual să ne ferim de acest eveniment. Din cunoștințele pe care le aveți, la nivelul județului nostru sau în regiunea Moldovei, sunt astfel de dispozitive care... Nu cunosc să fie. Probabil că în următorul interval de timp va fi sau vor fi persoanele să le pună la dispoziție. Pentru că știu cât se poate și ar fi foarte util. Estimați cam cu ce viteză se deplasau acele corpuri, acele fragmente? În momentul de față nu am date care să confirme o anumită traiectorie sau o anumită cinetică a potențialului corp care ar fi fost în atmosferă. Deocamdată sunt rezultate preliminare și nu pot să mă pronunț cu exactitate. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații, domnule profesor. Vă așteptăm și cu alte noutăți, să știți. Vă mulțumesc frumos. Bună ziua. Spun toate. La revedere.